Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. România este din nou lider detașat în Uniunea Europeană la accidente rutiere mortale. Aici numai cu vești optimiste. Este ceva absolut inimaginabil. De zeci de ani aceeași problemă îi doare în bașchet, mă, pe cuvânt. Adică, literalmente, toți cei care sunt plătiți să se ocupe de creșterea siguranței pe șosele din România iau banii degeaba. Ar trebui dați literalmente afară. Și cred că ar trebui dați și în judecată, ca să fiu cinstit. Cumva. Pentru fraudă. Că fraudează, asta fac. Iau bani degeaba. Nu se poate. De decenii întregi este aceeași problemă. Deci Comisia Europeană a publicat cifrele acestea. România rămâne fruntașă la acest capitol, scrie presa. Cu mult înaintea Bulgariei. Deci, în Uniunea Europeană, în 2021, în medie 45 de decese rutiere la milionul de locuitori, că așa se calculează, la milionul de locuitori, nu la suprafață sau... Țările cu cele mai mici rate ale deceselor în accidente rutiere sunt Suedia, 20 de decese la un milion, și Danemarca, 22 la milion. Rata este de aproape 5 ori mai mare în România. 92 de decese la milionul de locuitori și de 4 ori mai mare în Bulgaria, 81 la milion. Și asta este știrea. Asta este știrea. România, 92 de morți, suntem, ce să spun, suntem rușinea și pericolul în Uniunea Europeană. E cel mai periculos. Adevărul că nici n-ai cum să evoluezi. Uite, numai noi vorbim la radio de drumul ăla spre Moldova, da. Nici măcar nu e drumul expresie. Acolo e o bandă jumate. Nu, pe, da, peste, e o bandă, da, de fapt. O bandă și mai are o bandă de siguranță. A, așa. Acolo e o chestie random, adică vrei, nu vrei, se întâmplă accidente, adică nici n-ai cum să te ferești de ele. Nu, nu, te contrazic, te contrazic. Acum, dacă nu, nu pui ceva contrazic pe mijlocul drumului, iată, care se separe... Asta păi e. Nu, eu vorbesc de ce se întâmplă acum, nu ce s-ar putea face. Da, da, acum se... Și voiam doar să subliniez că vorbim aproape zilnic, da, de chestia, sau măcar săptămânal de drumul ăla și nimeni nu face nimic, da, în realitate. Acum, ăsta de care spui tu, acum asta este de zeci de ani. Deci drumul ăla este drumul morții de zeci de ani. Toată lumea știe ce trebuie făcut acolo. Sigur, ar trebui o autostradă. Asta e primul lucru care ar trebui făcut. Dar dacă nu se întâmplă autostrada aia, pune pe mijlocul drumului separatoare de sens. Așa cum s-au pus în multe alte locuri. Toată lumea știe că ăsta este rezultatul, ce trebuie făcut. Și răspunsul autorităților este, păi, nu merge, pentru că nu se mai poate depăși. Adică, ok, fă benzi alternative. Sunt mașini automate, sunt niște camioane care mută automat separatoarele alea de pe mijlocul drumului, de pe o bandă pe cealaltă, le mută fără niciun fel de problemă, să facă câteva minute. Să facă două benzi pe sens, măcar acolo unde se poate, că sunt porțiuni din drumul ăla unde ar putea fi lărgită, da, bucata aia din, bun, margine. Deci soluții sunt, încă o dată, nu trebuie să inventăm roata. Toate soluțiile astea există. Și doi, pe drumurile care sunt periculoase, sunt cunoscute. Iartă-mă, sunt de domeniul evidenței. Aseară, de exemplu, pe Calea Victoriei, la ora 11 noaptea, când am plecat de la spectacol cu Striblea, erau niște cocalari care făceau curse de mașini sport pe Calea Victoriei. Nu te supără, asta nu e prima dată când se întâmplă. Poliția rutieră primește bani de la cetățeni ca să oprească lucrurile astea, atunci unde este poliția rutieră? De ce nu-i trage pe dreapta și de ce nu-i ia carnetele? Este o mizerie îngrozitoare și se moare și asta... Statistica asta se referă la numărul de morți la milionul de locuitori, dar pe lângă acești morți sunt foarte mulți oameni răniți, mutilați. Uh-huh. Societatea pierde o mulțime de bani și sunt o grămadă de oameni care suferă îngrozitor din pricina incompetenței și deja cred că este rea voință a legislativului și a organelor de ordine care trebuie să aplice legea și să-i scoată de pe șosele pe ăștia care ne omoară. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.